Simona Gherghe a transmis un mesaj pe rețelele sociale pentru a demonta știrile false care circulă în online în ceea ce privește animalele care se află la studiourile Buftea. După ce au circulat informații false care spuneau că animalele care se află la studiourile unde se filmează show-ul Mireasa sunt prost tratate, Simona Gherghe vine cu o dezmințire. Prezentatoarea Mireasa a ținut să precizeze că atât pisicile cât și căței sunt iubiți și bine tratați. De asemenea, Simona Gherghe a anunțat că nu s-a pus și nu se va pune niciodată problema eutanasierii. Mai mult, prezentatoarea a făcut apel la organizațiile care se ocupă cu protejarea și adoptarea animalelor să vină să verifice condițiile în care trăiesc animalele și chiar să ajute pe cei de la Mireasa să găsească familii adoptive. Citez. Am primit multe mesaje în ultimele ore referitoare la o știre falsă care circulă pe câteva site-uri. Fac aici o precizare pentru toți iubitorii de animale. Echipa Mireasa, cât și concurenții emisiunii, hrănesc și cresc în platoul și curtea unde se filmează Mireasa o mulțime de suflete, căței și pisici, lucru pe care oricine îl poate vedea dacă se uită măcar la un episod Mireasa. Pisica Miții este emblema emisiunii. Căței, care sunt la studiourile Buftea, primesc zilnic mâncare, mulți au fost sterilizați, mulți au fost adoptați, așa cum ne-ar plăcea să se întâmple cu toți. Nu s-a pus niciodată problema eutanasierii lor. Niciodată. Din păcate, există niște oameni care rostogolesc informații false în spațiul public. Orice organizație care iubește, adoptă animale, poate veni la noi să vadă acest lucru și chiar invităm public să ne ajute să găsim familii dornice să aibă grijă de căței care sunt la studiourile Buftea, a anunțat Simona Gherghe.